Toată lumea bună din capitală și nu numai a fost astăzi la picnic, unul organizat la Mogoșoaia, la care se intră normal, cu brățară. Tinerii nu și-au rezervat mese, ci pături, ba chiar au lăsat preparatele franțuzești și au încins grătarele. Ceapă, brânză, salată de vinete, nimic nu a lipsit de pe pătura tinerilor. În timp, suntem chiar în anul 2017, iar ultima modă este să petreci la picnic. Și nu suntem în parc, suntem chiar la o petrecere exclusivistă, unde au reușit să intre doar cei care au prins o păturică. Foarte frumos la Palatul Mogoșoaia, unde nu sosește ploaia. Ne distrăm noi așadar, sunt și micii pe grătar. Vă invităm la picnic cu fratele Flic și Spic. Unii sunt nemulțumiți, cum ar fi prietenul nostru Codin Maticiu, care n-are masă pe care să se urce. Se urcă pe o căpiță de paie. Codin, cu cine ai venit astăzi? Bună, am venit cu mama cuiva, cu mama Deliei, că e tricoul Deliei, deci am venit cu mama Deliei. Se deschid șampanii sau nu se deschid șampanii la picnic? Sigur se deschid șampanii. Eu am început cu ceva soft drinks, pentru că m-am ciupit un pic cam tare aseară. Deci cum ați venit la fix? Tocmai ce am lansat noul single, Libelulă. O să vezi în clip, sunt foarte multe fete frumoase. E o insectă de asta de marginea bălții, de vară, și am zis că se potrivește foarte, că mormolocul suna prea. De la petrecere n-au lipsit nici vedetele. Astăzi se mănâncă ceapă de porc, pulpe de pui, mici cârnați. Iar în timp ce tinerii se bucurau de vremea bună și băutura rafinată, grătarele erau încinse. Dacă băieții s-au simțit mai relaxați, fetele au epatat prin ținute respectând dress code-ul, cel boho. Ne așteptam picnicul ăsta de anul trecut. Am ales să nu mă îmbrac boho, pentru că la toate festivalurile și peste tot mă îmbrăcam boho și am zis nu boho. Am ales ceva un pic mai romantic, dar stilul boho, da, mi se pare destul de potrivit. E foarte tare, pentru că e autentic, așa că te gândești, ok, o să vină numai lume bună, există un dress code. Ne-am întors la firul ierbii, ca să zic așa. Mai avem nevoie și de iarbă, știi cum se zice. Voiam să mă îmbrac într-o rochiță mai flu, așa, dar acasă se vedea puțin înnorat în zona asta și am zis să fiu cât de cât mai bine îmbrăcată. Până la urmă, colonii pe iarbă și nu contează cum ești îmbrăcat, știi? Intrarea a constat în meniul de mâncare, adică 150 de lei, iar fiecare a consumat băutură după bunul plac. Este într-adevăr o temă care ne întoarce în timp și am încercat să păstrăm elementele bazice ale unui picnic, adică toate păturile sunt bune și sunt doar pături și avem aceste coșuri de picnic și un grătar foarte delicios. Chiar dacă este la a doua ediție, acest eveniment este considerat una dintre petrecerile de la care nu trebuie să lipsești.